Orăm noi atunci când stăm la masa Domnului. Și despre aceasta aș vrea să recit acum poezia Cina Domnului. Iisuse, sunt cu totul copleșit și inundat de valuri de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. Mă simt de invitație pătruns, dar rostul ei nu-l înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns pot sta la masă cu dumnezeirea? Însă tu vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi gătiți în straie sfinte, servând aici ca într-un colț de rai o cină de aducere aminte. Tu m-ai chemat, Iisus, la masa ta și trebuia să vin cu mâini curate. Eu m-am spălat, dar vrednicia mea să mă sfințească pe deplin nu poate. Dar Tu poți, Doamne, să mă învrednicești, ca pe un copil luându-mă de mână și apoi sfințit. Să mă învrednicești, să stau și eu cu oaspeții la cină. O pâine frântă, ca și trupul sfânt, ne reunește în chip de adunare, în care strânși legați de Duhul Sfânt, îți suntem Ție, Doamne, mădulare. Când rodul viței curge în pahar, ca semn al legământului salvării, vedem curgând pe cruce la calvar, din rând divine, sângele iertării. Îți mulțumesc că-s printre invitați, iertat, sfințit și curățat de Tine, să stau la masa Ta, cu atâția frați cu care voi serba și în slăvi divine. Amin. Amin.